Astăzi a fost marcată Ziua Internațională a Curățenii. Cu această ocazie, Mișcarea Ecologistă din Moldova, în parteneriat cu Inspectoratul Ecologic din Glodeni, au organizat acțiuni de salubrizare a zonelor umede în satele Viișoara, Cuhneș și Balatina. Scopul acțiunilor este de a implica tinerii pentru a fi educați și formați în spiritul unui comportament responsabil față de mediu. În cadrul acțiunii au participat în jur de 170 de elevi. Ziua Internațională a Curățenii anual amintește fiecăruia dintre noi că un mediu curat este un mediu sănătos. Elevii au participat la curățarea zonelor de lângă râuri, iar campania informează elevii despre efectele pe care le au deșeurile asupra apelor și solului. La această măsură, după cum am văzut, au participat elevii din gimnaziile din satul Viișoara, Cuhneș și Balatina. Este o acțiune binevenită, adică în special se curăță, se efectuează lucrări de salubrizare pe cursul râului Caminca, însă există și o acțiune de conștientizare pentru populația din localitățile date, care cred că vor conștientiza că adică aceste deșeuri să fie depozitate în locurile autorizate de administrația publică locală. Noi sperăm că râul Caminca va fi mai curat și sperăm că cei ce se organizează să se păstreze această curățenie pe întreg, nu numai pe râul Caminca, dar și pe întreg teritoriul raionului Glodeni. Această acțiune de salubrizare are loc cu ocazia Zilei Internaționale Curățeniei și Republica Moldova s-a axat în această zi pe problema deșeurilor și managementului deșeurilor. De aceea, salubrizarea de astăzi vine exact pe această grijă generală împărțită de întreaga țară și vine ca o lecție pentru comunitățile de pe malul râului Caminca, atrage atenția asupra deșeurilor din propria localitate. Profesorii spun că aceste acțiuni educă tinerele generații să păstreze râurile curate. Încurajează toate activitățile ca ei să ducă un mod de viață mai sănătos, natura să fie mai frumoasă și în armonie cu omul. Și de fiecare dată ne străduim ca să avem activități anume de acest gen. Și în acest an, în cadrul liceului, multe clase și-au ales educația ecologică. Elevii au fost activi și s-au implicat în activitățile de curățare a zonelor umede, pentru că e de obligație fiecărui om să aibă grijă de mediul înconjurător. Noi avem cotă unde răsădim harbuș și treaba apă și avem animale și nu avem unde adapa apă. Și deoarece am curățit izvor, am dus tub și am pus tub și am curățit izvorul. Se bucurat să avem apă de unde bea. Și satul Lipăvăț, care deoarece știți, apoi ei n-au apă de unde lua. Și îți duc de la izvor ceala și iau apă. Este natura mea, Moldova mea și eu aș dori să și bă totdeauna așa curat. Pe mine mă motivează fapt că particip la așa acțiuni, că e pentru binele nostru, cum o să păstrăm așa să avem. Tot noi transpirăm aerul, deșeurile, tot noi le transpirăm. Ziua Internațională a Curățeniei are scopul de a inspira și a îndemna comunitățile să curețe, să îmbunătățească și să protejeze mediul prin realizarea de acțiuni ecologiste, cât și plantarea de arbori și arbuști, conform proiectelor referitoare la conservarea apei și a energiei.